Bună seara! Astăzi o să vorbesc de o practică mai puțin ortodoxă, dar foarte frecventă și care se regăsește, din păcate, din plin în viața asta noastră, și anume magia pe mormânt. Numai, din păcate, se practică. Și din păcate se practică la o scară și la scara blocului și la scara oamenilor simpli și la oameni, așa zici, mai emancipați. Adică avem două tipuri, și anume magia pe morminte, așa zisă de țară, și mai mult magia pe morminte tip masonică. Și nu în ultimul rând, avem magia pe morminte ortodoxă. De ce? Pentru că cine vrea să facă rău, găsește modalitatea să facă rău și cu bine. Și o să luăm magia pe mormânt. O să luăm, de fapt, cum se întâmplă. Și aici avem un țintirim. Aici avem pe decedatul proaspăt. Mă rog, aici e mormântul. Îi pune și o coroană. Da? Și aici avem mormântul proaspăt. Da? Ei! Și aici sunt eu, Dragoș Argeșanu, pe care foarte multă lume îl dorește fericit, voios, bucuros, plin de bunăstare. Ei! Și se gândește cineva, ia să-i luăm noi poza lui Argeșanu de pe carte, și să o mormântăm aici. Și ți ia poza și se mormântează la un mormânt proaspăt. Acum voi trebuie să înțelegeți ceva. Că faptul că se mormântează cineva poza la un mormânt nu înseamnă nimic. Da? Fără ritualul respectiv. Ideea este că, într-adevăr, se practică magie pe obiecte ale unor victime care se mormântează fie odată cu mortul, fie se pun în mort. Proaspătul mormânt afânat al decedatului sau decedatei. Nu o să spun cum se face, deși să știți că întâmplarea face că am ascultat așa cu lux de amunte, cum a făcut cineva palmețul la mormânt. Mă rog, nu știu dacă se justifică sau este justificat să face așa ceva unui om, dar știu că la un moment dat mi s-a spovedit o femeie care mi-a povestit că a făcut așa ceva unui bărbat care îl violase. Adică chestia a fost în felul următor. Soțul era în armată, a fost invitată de o prietenă la Vezi, Doamne, că la un chest. Asta a dus-o într-un loc unde fusese plătită de respectivul. Asta a sechestrat-o, mă rog, în casă, a violat-o. Și a făcut cu ea cam ce a vrut. Bun. După aia de supărare, i-a făcut, mă rog, întreg un ritual pe care n-am de gând să-l reproduc. Sper să nu mă ducă nimeni în starea să-l îndeplinesc eu. Dar cert este că acest ritual a avut efect. La un moment dat, tipul a pierdut tot. A ajuns inclusiv la pușcărie, până când au venit rudele victimei, adică rudele tipului care o violase, să o roage să-l ierte și să-l lase în pace. Efectiv, îl distrugea. Mă rog! Dintr-o perspectivă e probabil că e justificată, din perspectivă divină nu știu cât e de justificată. Cert este că respectivul s-a trezit cu poza în mormânt. Bun. Ce se întâmplă în cazul unui ritual din ăsta magic? Noi avem cele 7 câmpuri. 2, 4, 6. 7 câmpuri, da? Ei, aceste 7 câmpuri se regăsesc și pe poză. În momentul în care, mă rog, se face un ritual de, odată cu poza, efectiv, suntem trași, ne sunt trase toate câmpurile în mormântul respectiv. Ce se întâmplă într-un mormânt? Într-un mormânt avem un corp care se descompune. Corpul ăsta care se descompune a avut și el 7 câmpuri. Care între timp sunt spart. Evident că nu îl mormântează la mormântul unui sfânt.
îl mormântează la mormântul unei persoane care a avut problema mai cu un cancer, o atenție, un fistic, într-un accident de mașină, asta e mai drăguț. Da? Într-un accident de motocicletă am fost înmormântat la un moment dat, genul ăsta. Și ai senzațiile omului înainte de a muri. Adică nu e foarte drăguț. Bun. Ce ai de făcut? Că aici e problemă. De obicei, legăturile astea se fac cu 99. 99 de legături. Și atunci, dezlegarea se face exact cum am făcut la dezlegările de legături, cele 99. Deci înseamnă 99 de cruci. Da? Înseamnă să-mi extrag câmpurile din zona unde am. Deci, pur și simplu, sunt niște spirale care se fac deasupra celei coroane. Imaginați-vă, o spirală, un fel de antacarane, care sunt făcute cu intenția să întrag câmpuri. De obicei, farmecele pe morminte se adresează câmpurile inferioare. Primele ori, 1, 2, 3 câmpuri. Am avut cazul unui băiat, unui tip, căruia i s-a făcut magie pentru că s-a culcat cu nevasta altuia. Și atunci, bărbatul s-a dus la o vrăjitoare și a legat la un mormânt. Și a rămas paralizat. A rămas în pat. Și am întrebat, nu-ți pare rău? Și am zis, doamne, nu bine acum să stai aici în pat pentru o femeie, nu știu dacă merită. De atunci, a meritat. Nu știu dacă merită să stai paralizat pentru o cucoană. E nimeni de fapt să fie spunită cu aua. Dar cert este că ăla nu l-a iertat. Și în momentul respectiv, farmacul a avut efect. Evident că se trag câmpurile inferioare, deci primele trei câmpuri, 1, 2, 3, deci triunghiul inferior, în primul rând. După aceea, este foarte important semnul, nu poate fi legat triunghiul superior, pentru că ăsta ține de înger, da? Dar sufletul și, deci sufletul, tot ce înseamnă triunghiul de la nivelul pieptului, deci chakrele, 4, 5, nu. 3, 4, 5. Astea sunt triunghiul inferior. Astea pot fi legate. Da? Bun. Deci, magia asta se adresează sufletului în primul an și în al doilea sinele. La nivel de mormânt este legat sinele. Automat, senzația este că ești băgat la nivelul la care a murit ăsta. Deci dacă omul ăsta a murit și este la un nivel de minus 40, te bagă la minus 40. Deci la anticer. Și automat te vei încărca negativ. O să preiei programele din cauza sufletului, programele boilor omului care a murit. Și asta te afectează pe tine care ești în viață. Asta este principiul în care te afectează magia pe mormânt. Dezlegarea. Îmi dezleg sufletul din mormânt, îmi dezleg sufletul înapoi. Îmi dezleg sinele. Sau dezleg sinele pacientului. Care poate să fie în mormânt. Am întâlnit oameni care cărui sine erau în mormânt. Se măsoară unde este secau, deci sinele, și descoperă că este într-un mormânt, că nu e acasă, nu e în el, nu e în altă parte. Da? Evident, sunt mai afectate persoanele de vibrație joasă și cu nu foarte multă conștiință. De ce? Pentru că dacă un om are un înger păzitor puternic, el poate să trăiască prin intermediul îngerului păzitor. De exemplu, mie nu prea am ce să facă dacă fac magie pe mormânt. Pentru că eu am structurile superioare activate. Da? O să simt un disconfort sau cel mult nu se în ziua respectivă. Da? Adică n-ai erecție în limbaj medical. Da? Deci un individ este cu atât mai afectat cu tare cum se cheamă structuri de mai joasă vibrație. Dacă are structuri de vibrație înaltă, nu este chiar atât de afectat. Deci mă refer la asta. Este strict magie de țară, gen voodoo, da? Bun. Mai există magia pe mormânt și anume ritualul mormântorii la masoni, care mai întâlnit, mi se pare că, dacă nu greșesc, ordinul carmelitor mai făcea ceva. Ăsta să zicem că este un... scuze. E un cavou, da? Și există în ritualurile, nu toate masoneriile, astea sunt unii care sunt cu capul, prin haine, da? Este unul dintre motivele pentru care am fost judecat de budiști. Că am avut niște italieni de ăștia cu țeava în nas.
Adică cuțeaua noastră înseamnă băgătoarea animale. Și mi s-a spus că am folosit cunoașterea ca să lovesc omul. Dar ăștia, în momentul se mă închisez rău un cavou de genul ăsta. Adică, există niște cavouri care la nivel par foarte simplu și vezi oameni că a fost făcut de oameni și eu, dar la nivel interior sunt cătușite cu simbolul pozitiv. Simbolul de vibrație mare. Da? Înăuntru e un sarcofag. De aia de marmură, da? Și se întâlnesc băieții în jurul sarcofagului. Da? Dau parte, îl invocă pe Argeșanu, sunt mai mult, îl pun pe Argeșanu frumos în sarcofag, adică sinele, da? Îi pun capacul, ăsta are toate simbolurile pozitive. Da? Să nu uităm că multe dintre simbolurile masonerie sunt simboluri pozitive. Îl închid pe Argeșanu acolo în sarcofag, ușa are și ea simbolul pozitiv, deci când ies toți închid ușa și te trezești într-un spațiu care e închis. Deci nu mai ești în tine, nu mai ești aia, ești închis acolo. E și Argeșanu dacă poți. Și atunci sună prieteni. Și îl chem pe Arsenie Boca. Arsenie, ajută-mă că nu mai poți să ies. Și mă rog, nu te poate ține foarte mult. De ce? Pentru că în funcție de vibrația corpului, tu poți la un moment dat să treci peste simbolurile și peste vibrația simbolurilor. Și eu le mulțumesc pentru că e o formă de purificare. Că dacă ai ieșit, înseamnă că ai trecut de vibrația simbolurilor respective. Deci te cureți. Deci e și o parte pozitivă în treaba asta. Aici îți spășești din păcate, mă rog, stai la întuneric. Și aici, dacă te bagă și sunt simboluri pozitive, bine, intenția lor este omoare, nu să te curețe. În orice caz, dacă ai reușit să ieși dintr-un din ăsta, cum se cheamă? Cavou? Cavou? Așa. Ești purificat. Da? Asta este la fel. Îți trage sinele, îți trage sufletul. Dar nu poate să stragă structurile superioare. Deci nu au puterea să facă îngerilor superiori. Deci dacă ai îngerul Hanghe sau nu știu ce, nu au cum să alege. Da? Bun. Și este magia pe mormânt ortodoxă, că trebuie să facă și tata apoi cu popa ceva. Și tata, popa ce face? Deci citește ritualul de mormântare. Adică Argeșanu, pac, zvomiscum, da, miruiește pe robotul Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Rugăciunea ortodoxă face următorul lucru. Am terminat cu asta, mă rog, dacă mai mi-aduc aminte, vă spun. Eu v-am scris ca și idee, că după aia învățați voi cum să vă dezlegați. Repede. Dar dacă nu faci la cruci și ți-i poți negru până scrii vibrația să ieși din mama mormântului. Ritualul de mormântare facem pe omuleții nostru, da? Ritualul de mormântare face să se despartă structurile. Da? Și în momentul în care și slă pe robul tău așa, partea ta de conștiință se duce în ce? Puf! Partea ta de întuneric se duce în pământ. Și atunci ce se produce? Sufletul ți-l ia, că îți mai scoate și o părticică, o atenție în fisic, și îți rămâne corpul efectiv gol. Și dacă te uiți după tine, vezi. Mă, sunt și ce? Sunt și pe pământ. Dar, de fapt, ești spart. Da? Asta se produce la moarte. Despărțirea asta. Ruptura. Între toate structurile alea. Da? Asta este, vreau să spun că e mai greu de trecut. Asta, când o înveți, se face simplu. La magia, la un ritual de mormântare ortodox, e mai greu să te duci înapoi. Da? Și ce trebuie să te aduci? Asta este de fapt, supraconștiință, ceea ce ai făcut tu bine în viața asta. Da? Asta este întunericul tău, e ceea ce ai făcut tu negativ. Și problema este sufletul. Da. Preoții ortodox și leagă tot cu 99. Și atunci 99 de cruci. Să-mi aduc sufletul înapoi. Către locul unde e legat sufletul meu, da? Dacă e legat, să zicem, ăsta e pământul. Ăsta e sufletul meu. Mă rog. Dacă sufletul meu e aici, 99 de cruci către sufletul meu. Dacă e pe pământ și l-a legat tata popa în altar, că se mai întâmplă și treaba asta, către altar, dacă ți l-a trimis în cer, prin rugăciunea asta, spre cer. Vorbesc serios.
nu ajută mă de cruci. Mi-aduc sfințelul înapoi și după aceea încep să-mi trag. Unde sunt câmpurile mele? Încep să-mi aduc câmpurile înapoi. Da? De ce mi-a venit ideea asta? Pentru că, nu știu de ce, eu când am o problemă, încep să-mi aduc aminte de diferite întâmplări în viața mea. Se fac conexiuni. Și mă legăm pe drum așa, către Oradea. Bă, dacă n-am adus, dacă n-am vorbit numai pe magie, numai despre magie, pe mormânt. Așa, asta mi-a venit în minte. Și tu mi-a venit că a fi să dat, dacă am eu magie făcută pe mormânt, pe mine nu mă afectează. Dar afectează pe alții, din jurul meu. Și atunci, pentru ei, m-am gândit să le arăt cum se dezleagă. Da. Bine. Să vă fie de folos. Sper că ați înțeles ceva. Și mai ales sper să vă fie frică și să înțelegeți că nu mor caii când vor câinii. Și o să trăiesc până să-mi îndeplinesc misiunea personală și o să stau pe pământ atât cât va îngădui Dumnezeu și o să fie nevoie pe această planetă. Și să vă zic o seară bună și să ne vedem cu bine.